Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni! Haideți să vă spun ce va ieși dumneavoastră în aceste cărți pentru ianuarie, în general, da, pentru Gemeni. Mi-a ieșit foarte bine, foarte, cărți foarte bune. Prima carte mi-a ieșit Berzele care arată că ați dori să vă mutați la un iubit din dragoste, da, în altă țară. Sau vi se vor împlini toate dorințele cu această persoană, într-o relație, da? Apoi arată venituri foarte bune sau o sumă mare de bani pe care o să o primiți. Mai poate însemna un împrumut. Poate însemna că veți face o călătorie mai lungă. Mai poate însemna că veți întâlni un prieten vechi și că vă veți simți foarte bine împreună. Arată o transformare internă a dumneavoastră în bine. Arată prosperitate economică, vin niște bani pe care îi așteptați. Arată succes în afaceri, siguranță, prosperitate. Și dragostea, cartea inimii arată multă dragoste, da? Partener foarte bun, noroc, sănătate foarte bună. Deci, foarte bine. În tarot, la fel. Arată știri, arată mulți bani pe care îi primiți, 9 și 10 de monede. Roata norocului, dacă sunteți într-o situație mai complicată, arată că veți fi bine. Arată că triumfați, veți avea mult noroc, mult succes într-un loc de muncă sau afacere sau ce vă doriți dumneavoastră. Câteodată vă simțiți cam parcă așa, mai nu aveți zile foarte mai abătuți așa, dar nu trebuie pentru că arată multă bucurie. Steaua mi-a ieșit. Arată că este o perioadă bună pentru artiști, da? Roata norocului, la fel, îmi spune în tot ceea ce faceți, arată că veți avea o influență foarte bună în tot ceea ce faceți. Dar și că simțiți totul foarte adânc, deci sunteți foarte sentimentali și foarte profunzi, da? Profunditate. Apoi arată schimbări mari, dar schimbările acestea, dumneavoastră știți despre ele, le așteptați și vin aceste schimbări, vă doriți foarte mult aceste schimbări, poate plecați dintr-un loc, da? Plecați de undeva, vă găsiți un serviciu, vă va merge foarte bine, da? Steaua îmi arată proiectele dumneavoastră, negocieri, tot ce faceți, vă duc succes. Deci totul va fi cu succes. Să aveți încredere, să fiți optimiști, veți avea un viitor pe care dumneavoastră vă gândiți foarte mult la acest viitor. Trebuie să aveți mare încredere pentru că veți avea un viitor foarte bun, cu mult noroc. Deși puțin, poate vă simțiți puțin mai, nu cu foarte mulți bani sau nu vă rămân foarte mulți bani sau sunteți îngrijorați pentru bani și acum și mai târziu, dar ieșiți din această criză, da? Veți avea foarte bine. Arată criză de obicei această carte. Sau ceva ce se termină, sau îngrijorare, da? Puțin bolnavi, vă doare ceva, sau treceți o creștere, dar cu greu parcă creșteți, da? Și vi se pare totul că nu este bine, sau. Dar nu este așa, da? De la prima carte, șasele de bâte, îmi spune că arată că veți avea succes, că sunteți auziți, multă lume în jurul dumneavoastră vă ajută, succes,
Planurile dumneavoastră vor reuși, sunt cu reușită, cu mulți bani, da? Dar nu înseamnă că nu veți avea și efort, faceți și efort, da? Și aveți și ceva. Dar, în rest, o lună foarte bună. Foarte bună. 9 de monede, la fel, arată bani, arată succes în afaceri, arată o funcție pe care o primiți, o solicitație la un serviciu pe care îl primiți, examene pe care le luați, dacă aveți ceva la doctor, arată cu succes, foarte bine, sănătate bună, plăcere, vă va place foarte mult unde veți lucra, se va schimba situația dumneavoastră actuală. Apoi, un nou proiect. Primiți ajutor de la o persoană, de exemplu, să vă găsiți un serviciu, să încheiați o afacere, să intrați într-un grup de unde puteți beneficia de bani pentru o afacere, de exemplu, sau vă asociați cu cineva sau vă prezintă cineva pe altcineva sau o firmă care vă poate ajuta. Apoi, 3 arată sărbătoare, rezultatele pe care le veți sărbători cu persoanele care v-au ajutat. Promovare, mărire de salar, proiect care se termină cu bine. Și trebuie să lăsați și veți lăsa pe ceilalți să se bucure alături de dumneavoastră. Haideți să vă spun ceva despre rune. Deci nu am ce să vă spun mult pentru că vedeți că sunt cărțile foarte bune, deci arată bine. Așa. O să vă vorbesc pe rând despre rune. Această rună Vunjo arată bucurie, noroc. Arată fericire, vindecare, mai multă încredere în dumneavoastră. Probabil unii ați trecut printr-o perioadă mai grea sau vă gândeați la viitor cam întunecat, dar arată că ați ieșit din această stare și aveți noi prieteni, dar arată și că vă veți împăca cu familia. Da? Și veți avea o perioadă, o lună foarte fericită, cu bucurie, armonie, noroc, da? Bun. Următoarea, Hagalaz, arată planuri. Vă faceți planuri, dar faceți și multă, cum să spun, ca un fel de o furtună, da? Refuzați unele sau unele planuri vă sunt refuzate sau solicitați un împrumut vă este refuzat. Sunt și unele întâmplări care vă cam limitează sau vă pun unele sau cineva poate să vă influențeze destructiv. Nu trebuie să ascultați de această persoană. Poate să apară o persoană să vă spună ceva și să vă influențeze în rău, dar nu trebuie să ascultați. Următoarea arată protecție, apărare, vă apărați de cineva, arată un pericol sau o persoană lașă, da? Să aveți grijă. Dar arată și ghid și o persoană care vă poate influența în rău și asta, amândouă runele îmi spun. Și noi prietenii și să aveți grijă probabil aveți prietenii din trecut de care dumneavoastră sunteți conștienți și trebuie să terminați cu această prietenie. Că spune stau sau trag, spune această rună, da? Sau împușc, da? Dar totuși spune că veți fi protejați. Veți fi protejați la timp de un pericol, da? Următoarea rună este aceasta. Tiwaz arată stea, succes, luptă, da? Luptă pentru a fi bine văzut, pentru un contract, pentru o regulă, pentru o ordine. Da, veți câștiga, arată. Veți obține ce vă doriți.
Multe proceduri, probabil ceva procese legale sau ceva cu niște acte. Într-o relație poate să fie ceva pauză sau să nu aveți partener sau parteneră, dar arată protecție și că veți primi ajutor în toate împrejurările grele pe care le veți avea. Următoarea, ultima ehuaz arată o mișcare, mișcare și siguranță, încredere în viitor. Acum dumneavoastră vă construiți acea încredere pentru viitor sau vă reconstruiți încrederea în viitor, în oameni, da? Arată partener, vă mutați sau veți avea o schimbare de casă, de muncă, de serviciu, de partener. Totul va merge repede, să aveți încredere, arată loialitate. Loialitate, haideți să vă spun acum din cărțile Osho, am ales una, am extras ce sărbătoarea, da, arată bucurie. Arată că veți fi mai deschiși la alte șanse, la multe oportunități, veți sărbători viața, veți avea mai multă bucurie și bucuria dumneavoastră va fi contagioasă și ceilalți se vor bucura, da? Apoi arată petrecere, poate mergeți la o petrecere. Și să lăsați tot ce este rău și să încercați să vă bucurați de viață și de fiecare moment, pentru că viața este scurtă, da? Apoi. Îngerii. Primul înger arată felicitări. Visele tale devin realitate și lucrează într-un mod frumos la visele tale, pentru că vor deveni realitate. Apoi, următorul înger, mesajele îngerilor pentru dumneavoastră, îmi spun că îngerul Rafael, da, te ajută să te vindeci. Probabil unii dintre dumneavoastră, unele persoane, ați avut probleme de sănătate sau mă doare aici, mă doare aici sau pur și simplu ați fost supărați și spune că ești un vindecător exact ca și mine și eu te voi ajuta să te vindeci și să vindeci și pe alții, da? Apoi, următoarea carte, următorul mesaj este Caresa, îngerul care ne spune că ești la sfârșitul unei anumite perioade din viața ta, ai ajuns la sfârșitul unei perioade, deci la o despărțire și acum începi o viață nouă și spune că sau la un nou serviciu sau ceva ce s-a terminat. Cheamă îngerii, da? Ca să te ajute și să te conducă, să te ghideze la următoarea fază din viața ta. Pentru că următoarea fază va fi cu noroc. Și spune că norocul îți va surâde. Ce să vă mai spun? Zic că o să aveți o lună foarte bună. Arată multe eforturi veți face, este un moment bun pentru în relații, va fi foarte bine, vă vindecați de o boală sau de ceva ce v-ați simțit rău sau mai supărat și veți fi mai fericiți. Vă atingeți un scop, dar veți face un efort extra de această carte, un efort extra veți face pentru a vă atinge acest scop sau această dorință care o aveți. Și trebuie să vă gândiți că nu totul depinde de dumneavoastră. Și nu depinde de dumneavoastră și că totul stă înăuntru dumneavoastră, da?
Apoi arată noi responsabilități sau veți lua un credit pentru a cumpăra ceva important. Veți începe ceva economic, apoi arată cheltuieli și cumpărări, da? Vânzări, cumpărări, cheltuiți, cumpărați. Apoi poate să apară o schimbare într-un proiect, de asta mi-a ieșit roata norocului, o schimbare într-un proiect, un nou venit sau trebuie să cumpărați ceva neprevăzut, s-a stricat asta sau trebuie schimbată asta, da? Unele persoane se vor hotărâ să înceapă să economisească sau ceva legat de viitor cu relația sau un plan de pensie sau să vă asigurați un venit pe mai târziu. Apoi arată eforturi, dar cu multă bucurie pentru viitor, da? Idei, proiecte, studii, comunicare, călătorii, relații cu străinătatea, cu instituții de stat, idealuri, totul va fi bine. Idei noi, comunicarea va fi foarte bună, vă veți înțelege bine cu cei din jur. Apoi, veți primi o informație care vă neliniștește pe dumneavoastră. Apoi noi idei, ceva ce vă îngrijorează, poate însemna. Apoi s-ar putea ca unii să începeți să citiți despre ceva ce vă interesează, să învățați ceva ce vă interesează, să căutați noi cunoștințe generale, da, ca să lucrați mai bine sau să vă descurcați într-o afacere mai bine, da? Voi face și pentru dragoste. Vă mulțumesc, cam atât pentru gemeni. General, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.